după două meciuri ratate din play-off pe care le-a disputat atât pe teren propriu cât și în deplasare, echipa de handbal CSM Reșița a învins în sfârșit. Astfel a înregistrat prima victorie din acest sezon. Handbaliștii reșițeni au jucat vineri la sala polivalentă din Reșița contra formației CSM Oradea și au dominat meciul, cu excepția primelor minute ale primei reprize. Scorul final al meciului a fost de 33-25. Jucătorul rosoner Marian Negru a marcat cele mai multe goluri, 7 goluri, numai în primele 30 de minute. La pauză pe tabelă, scorul a fost de 17-9 în favoarea rosonerilor, care au fost energici și ambițioși. De la CSM Reșița au marcat jucătorii Gabriel Lucian Constantinescu, Snejan Radosavlevici, Raul Heimbach, Mircea Marian Negru, Starcenco, Andrei Mihai Bondoc, Lucian Ignat și Antonio Gârban. Această reușită i-a adus echipei reșițene de handbal primele 3 puncte în cont. Nu pot să nu recunosc că am avut emoții, o gură de aer mare astăzi cu această victorie. Am avut nevoie de această victorie pentru a detensiona un pic lucrurile, ca să zic așa, pentru că s-a simțit atunci după meciul ăla cu Gimbav, care am condus practic tot meciul, am pierdut cele 3 puncte și ne pare rău tuturor. Și am văzut că au fost dezamăgiți și triști pe acel meci. Da, au jucat handbal în seara asta, e felicit. Incredibil cum am reușit să ne mobilizăm și să facem o apărare exactă, o apărare agresivă și atacurile duse până la gol. Îi felicit, felicit și echipa din Oradea, le urez baftă pe mai departe. Din câte știu, ei au ca și obiectiv promovarea. Noi să câștigăm fiecare meci în poartă dacă se poate. Da, de departe, în acest play-off, din punctul meu de vedere, Alexandria și Odorhei sunt echipele favorite și au un lot experimentat. Noi muncim în fiecare zi, avem o deplasare săptămâna viitoare, sâmbătă, la Făgăraș. Încercăm să scoatem maxim acolo, altfel o să abordăm având încredere după acest meci și, bineînțeles, o atmosferă bună. Nu mă așteptam la o diferență atât de mare. Din cauza asta sunt foarte, foarte mândru și foarte fericit că ei au reușit, fără mine, că momentan nu pot să-i ajut să câștige atât de categoric. Dacă tratăm așa meciurile din acest play-off de promovare, cu siguranță poate nu câștigăm toate meciurile, dar majoritatea dintre ele. Desigur, sunt foarte fericit pentru această victorie, de altfel prima noastră victorie din play-off. Sper că după această victorie să vină în continuare și alte victorii, cel puțin pe teren propriu, unde am arătat că suntem foarte puternici ca și echipă și nu cred că poate să ne bată multe echipe. Mă bucur că băieții au înțeles mesajul care le-am transmis atât eu cât și cei doi antrenori ai noștri. După meciul cu Sighișoara, atunci când am intrat în vestiar, le-am spus că dacă jucăm în continuare așa, o să vină și victoriile în play-off-ul de promovare. Vreau să-i felicit încă o dată cu această ocazie și pentru această victorie. Vreau să mulțumesc încă o dată conducerii clubului CSM Reșița, conducerii orașului, cei care sunt principalii finanțatori ai noștri și fără de care noi nu am putea să ne desfășurăm activitatea. Alături de formația reșițiană de handbal, ca de fiecare dată, au fost suporterii și galeria reșițiană. Hai toată lumea, dacă ne-a venit, da?
Pe data de 2 martie, CSM Reșița va juca în deplasare contra unei echipe puternice, aflată pe locul 2 în clasamentul diviziei A de handbal masculin. Este vorba de CSM Făgăraș.